Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru, ne revedem în această seară în studioul Mix TV cu Marius Dunca, șeful PSD Brașov, numărul 1 pentru Senat pe lista acestei formațiuni politice. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Domnule președinte, ne îndemnați deja din mai multe locuri publice să îndrăznim, să credem în România. Da, este datoria noastră, responsabilitatea noastră și trebuie să aducem românilor să le redăm încrederea că noi suntem cei mai buni, noi suntem cei mai frumoși și doar dacă suntem uniți putem să dăm o direcție acestei țări. Trebuie să respectăm istoria, trebuie să ne respectăm părinții, bunicii și să ne mândrim cu această țară. Și a venit momentul să credem în această țară, în generațiile viitoare, în tineri, în valorile noastre. Și, cu siguranță, vom reuși să redăm gloria de altă dată românilor și României. Îndrăznește să crezi. Deci, oameni frumoși, spuneți, sunteți cei mai frumoși, aducea narcisism un pic. Nu, noi românii trebuie să ne mândrim, să nu ne mai criticăm. Dacă ne uităm după 89, numai ne-am criticat. Și avem un dar și sper să renunțăm de a vedea întotdeauna scobitoarea din ochiul celuilalt și nu vedem bârna din ochii noștri. De aceea cred că a venit momentul să nu ne mai urâm, să nu ne mai certăm între noi, să îndrăznim și să avem încredere în noi, să avem încredere în liceele noastre, să avem încredere în doctorii noștri, să avem încredere în profesorii noștri, pentru că sunt ai noștri. În România. Și creștem, să avem încredere în România. Și când ne ducem în altă țară sau ieșim din România, să ne promovăm între noi. Să nu ne mai criticăm și să-i lăudăm pe alții că sunt mai buni și ai noștri nu. E un complex pe care românii l-au căpătat în ultimii ani, aproape că ți-e rușine să mai spui sunt român în diferite locuri, patriotismul la școală nu se mai promovează ca altădată, tinerii nu-l mai valorizează. Cum veți schimba acești ani de rău, mulți ani de rău deja? Prea mulți, poate. În primul rând, plecăm de la ideea să fim noi schimbarea pe care vrem să o vedem în altă parte. Noi trebuie să ne schimbăm. Noi trebuie să venim cu plus valoare. Noi, nu neapărat generațiile, noi ca și națiune. Cred că ar trebui să ne uităm în istorie, să analizăm istoria, să ne promovăm portul popular, să promovăm ce ne este nouă drag. Ne ducem în altă țară și observăm că ei își promovează inclusiv o piatră și sunt mândri cu acea piatră. Steagul în multe țări, noi, e la locul 5. Exact. Noi am reușit să... Din păcate, eu cred că au reușit alții să ne învrăjbească între noi. Nu. Alții sau noi? Cu ajutorul nostru? Cu ajutorul nostru, dar dintre noi. Am venit după un regim unde eram uniți sau cineva ne-a unit și am crezut că capitalismul, democrația înseamnă că pot să-i fac colegului meu sau prietenul meu orice pentru că e democrație. Nu. Democrația înseamnă respect. Democrația înseamnă libertate la exprimare, asumare, responsabilitate. Cred că lucrurile acestea trebuie să iasă în evidență următoarea perioadă și cu siguranță noi, românii, clasa politică, trebuie să venim cu un mesaj de a îndrăzni. Dacă noi credem clasa politică, în primul rând, trebuie să conștientizăm că suntem la un nivel de încredere cel mai scăzut după 90. Da, nu porniți și este, bine, deci, este datoria noastră și responsabilitatea noastră să creștem încrederea în clasa politică. Pentru că nu-i dă mesajul acum, îndrăznește să crezi în România. Avem nevoie de exemple, de exemple elocvente, de argumente concrete și ceea ce facem să și spunem. Cum o spun de fiecare dată, istoria ne obligă la fapte. Oamenii s-au săturat de vorbe. Tocmai e atât de greu să mai vorbești. Când ieșiți să vorbiți, vă ascultă? Sau spun, pleacă, domne, acum vii și tu să ne vorbești. Care e reacția oamenilor când vorbiți? Că acum faceți acest exercițiu concret eu pe stradă, fac acest exercițiu, publice. Dar eu vin cu argumente, pentru că am făcut ceva pentru această țară, am muncit pentru această țară, timp de 4 ani la București, am plecat pe un eveniment nefericit, să spun așa, nu m-a întrebat nimeni de sănătate și am crezut în continuare că pot schimba ceva prin atitudine, prin implicarea celorlalți și să-i adun pe ceilalți, să le spun, strigați-vă oful. Dacă vă doare ceva, strigați. Nu, ce vă doare. Deci tăcerea nu e de aur. Tăcerea nu e de aur și spunem de multe ori că tăcerea este un răspuns. Nu.
Spunem, trebuie să colaborăm cât mai mult între noi, să comunicăm cât mai mult. Exact, exact. Să creăm evenimente, să creăm emoție și să schimbăm. Noi să fim schimbare. Deci, pedala apăsată pe cuvânt, domnule Dunca, ați amintit de o cădere. Exact zilele acestea, final de octombrie, ne readuc în amintire momente extrem de triste. 64 de tineri mureau în urmă cu un an la București în tragedia de la Colectiv, o tragedie care s-a rostogolit emoțional în opinia publică, tragedie care a generat apoi o schimbare politică. Ați fost prima victimă, cred, și cea mai răsunătoare, un soi de acarpăun la momentul respectiv, unul dintre vinovați, Marius Dunca. A fost o cădere care mai apoi v-a înălțat. Cum ați trăit acel moment colectiv? Iertați-mă de expresie, un șut în fund, un pas înainte, de foarte multe ori. Da, am avut o discuție în guvern, vreau să menționez la bun început, am fost numit politic, am fost demis politic. Deci nu. Când vii politic, pleci politic și da, nu comentezi. Și trebuie să conștientizezi că rămâi doar cu faptele. Dacă faptele vorbesc, înseamnă că lumea te-a apreciat. Ceea ce la mine s-a și dovedit. Prin tot ceea ce am făcut la protecția consumatorilor, ați văzut imediat după demisia mea, după două ore, toată televiziunea, toată mass media m-a luat în picioare. S-a generat o mișcare de susținere. Ce a făcut cel mai mic și cel mai muncitor cu ce a greșit? Evident, au căutat și au considerat la momentul respectiv că aș fi unul dintre vinovați, dar nu aveam nicio legătură cu respectivul eveniment și nu puteam să împiedic acest eveniment. Dar nici n-ați protestat foarte mult, i-ați lăsat pe ceilalți să vă ia apărarea fără să protestați, fără să vă victimizați atunci? Nu, pentru că cunoșteam speța foarte bine, nu puteam să-mi acuz subordonații că nu și-au făcut treaba, pentru că ei au respectat procedura instituțională, au respectat legislația în vigoare și pentru o sesizare de diferență la Coniac, nu aveam nicio legătură cu incendiu, nu aveam nicio legătură cu autorizațiile pe care le-au dat unele instituții și m-am retras așteptând ca celelalte instituții ale statului să-și facă datoria și să se găsească vinovații. Uneori mori cu dreptatea de gât, cum se spune, și la foarte scurt timp a venit demisia șefului dumneavoastră, lui Victor Ponta. Cum ați privit momentul când ați văzut că și Ponta face pasul înapoi? Eu le-am spus foarte clar că nu sunt vinovat, că greșesc dacă fac acest lucru, ceea ce s-a și dovedit că tot internetul, mediul online, televiziunile mi-au luat apărarea și cred că nu știu dacă au făcut bine sau nu că și-au dat demisia. Pot doar să spun, să constat că nu s-a schimbat nimic de când am plecat noi de la guvernare. S-au schimbat doar în rău, în sens negativ, nu s-au schimbat în sens pozitiv, pentru că 30.000 de oameni au ieșit în stradă și au spus că dorim schimbare. Și întotdeauna căutăm vinovații. Nu, vinovații de multe ori suntem noi. Ar trebui noi să schimbăm, noi să venim cu argumente. Dacă vreau să mut paharul de ei sau vreau să schimb acest pahar, trebuie să vin, îmi doresc paharul să arate în felul acesta. Aceasta este tehnologia de prelucrare, adică să vin cu soluții. Nu să-mi doresc doar schimbare. Să merg pe premiza, e mai bine să fii bogat decât sărac, sau e mai bine să fii sănătos decât bolnav. Da, decât știm, bolnav. Dar cum? Da. Cum împiedicăm lucrurile acestea? Hai și să dacă vedem ne uităm și cum le facem la guvernul și Julien, și observăm că totul este cu 0-0 fonduri atragere europene, 0 investiții, 0 creere locuri de muncă, 0 atragere guvernul în mediul de afaceri. Guvernul Julien, așa îi spuneți. Da. A spus Victor Ponta atunci, poporul are întotdeauna dreptate. Cu poporul nu mă pun. Ați lăsat am împiedicat, poporul să sedimenteze având în vedere că s-a creat urmă? O emoție, s-au mișcat mase întregi, a fost o decizie înțeleaptă a premierului, pentru că să nu se fi întâmplat altceva mai rău, alte victime, și atunci am spus stop, căutați vinovații. Dar dacă ne uităm acum pe toate sondajele, ne uităm pe toate statisticile, observăm că Partidul Social Democrat, Ponta, are o încredere în politicieni, este pe primul loc, da? Încrederea în politicieni, dintre politicieni, rezultatele și tot ce a făcut guvernul Ponta 2012-2015 încă
are efect în economie, toate măsurile pe care le-a luat. E un ecou. Și oamenii au simțit în buzunar și pe propria piele toate măsurile pe care le-a luat guvernul Ponta. TVA-ul de 24% la 20%, TVA-ul la alimente la 9%, creșterea salariului minim pe economie, creșterea punctului de pensie. Sunt doar câteva. 940.000 de fermieri au beneficiat de subvenție mărită, vorbind de agricultură, investiții. Sunt câteva, creare de locuri de muncă. Deci timpul a cernut niște lucruri, iar da, oamenii din păcate, au văzut în viața lor, păcate, dar suferința românilor a dus la rezultatele acestea. Din păcate, am oprit ceea ce începusem foarte bine, pe creștere economică, pe toate măsurile pe care noi le-am luat, relaxările fiscale, scutirea de anumite taxe și impozite, eliminarea 92 de taxe și impozite. Am vrut să eliminăm și alte taxe și impozite, dar datorită tratatului sau contractului cu Fondul Monetar Internațional ne blocam de acordul cu Fondul Monetar Internațional, ne blocam de acest acord. Domnule Dunca, dacă facem un alt exercițiu de întoarcere în timp la Marius Dunca de cel de acum 4 ani, într-o altă campanie electorală, mult mai tânărul, cred că tânăr și ca aceste experiențe v-au maturizat fără doar și poate mai mult decât anii, experiențele prin care ați trecut. Ce ați pierdut din acel băiat de acum 4 ani? Tinerețea, responsabilitatea unei funcții, de asemenea orgura pe care am avut-o la București. Pot să spun că am pierdut tinerețea. Și cred că am nu vă mai simțiți tânăr, aveți 36 de ani. 36, am pierdut copilăria, să spun așa, responsabilitatea funcției, responsabilitatea la ceea ce se întâmplă în România, le spun tuturor, timp de 2 ani de zile când am fost președinte. Ca vicepreședinte aveam doar atribuții de reglementare a legislației, de implementare a regulamentelor europene, relație executiv cu legislativ. Și era altul mai sus care să preia, și semnătura. Dar timp cât am fost președinte, vreau să vă spun că mă trezeam la 3 dimineața fără ceas, mă mai culcam undeva la 5:30-6, pentru că studiam tot ce se întâmplă, a doua zi să fiu pregătit. Deci e un stres, e o povară. Și tânăr este foarte greu să ai aceste funcții la o vârstă fragedă. Veneam cu un bagaj de experiență, pentru că 4 ani am predat la Universitatea Transilvania teorie, fusesem și director la Protecția Consumatorilor la Brașov, dar ai nevoie de experiență. Noi tineri, într-adevăr, ne dorim la o vârstă destul de fragedă anumite funcții. Mușcați hamul așa. Dar să nu uităm că omul se maturizează în timp, omul devine mai înțelept odată cu, să spun așa, cu firul alb. Nu poți să ai înțelepciune. Nu-ți vorbe goale, nu. Nu poți să ai înțelepciune la 30 de ani cum o are cel la 50 de ani. Nu poți să iei câteodată să faci o analiză sau o sinteză la anumite lucruri fără să ai un bagaj în spate de experiență, de școli, de studii. Sau degeaba avem teorie, că de multe ori observăm că teoria nu are aplicabilitate și nu te poți ancora la realitate. Și să nu uităm, omul e un bun perfectibil, îl perfecționăm în timp, dar niciodată nu s-a atingă apogeul. Adică o să învățăm tot timpul, o să ne documentăm și o să învățăm. Ați pierdut din inocența și tinerețea aceea, deci nu vorbim doar de anii care s-au adunat în buletin, dar și de anumită candoare. Deci admiteți că totuși prea tânăr în politică nu e bine să fii. Nu sau este o bine, nu este foarte bine importantă. Este bine. Dar atenție ce-ți dorești că Dumnezeu îți dă, dar funcțiile înseamnă responsabilitate, cu cât înaintezi în funcțiile, explic și tinerilor, când ai birou și ai secretară, nu mai ești propriul tău angajat, ești angajatul celorlalți, pentru că ești răspunzător de absolut tot ce se întâmplă în jurul tău și trebuie să-ți asumi anumite lucruri. Să nu invidiem pe cei cu birou și secretară, că toți și cu șofer, și cu șofer la scară, pentru că atunci, n-am spus, dar o spun așa, între ghilimele, e sclavul tuturor. Ți-ai pierdut libertatea. Nu mai ești liber. Atunci, cu siguranță, trebuie să muncești, trebuie să demonstrezi. Este greu să ajungi sus, dar este și mai greu să te menții. Adevărat. Da, și acum iată un alt moment când la Brașov, nu numai că sunteți numărul 1 la Senat, asta se mai întâmplă și altora, dar trebuie să duceți o echipă, sunteți responsabili de niște rezultate. E și un moment în care, și în virtutea celor pe care deja le-ați amintit, PSD-ul joacă o carte importantă. Și atunci, o carte importantă. Poverile se adună mai multe. Și câștigătoare. Îndrăznesc să cred că să credeți. Este câștigătoare prima dată după 90 la Brașov, Partidul Social Democrat are o șansă uriașă și datorită faptului că
E adversarul venit... mai slab? Nu, niciodată să nu subestimezi adversarul. Deci politică, nu contați pe faptul că slab liberalii acum. Niciodată nu vorbesc despre celălalt, vorbesc doar de ceea ce facem noi și ce vom face noi. Avem un trecut, avem un guvern unde ne-am respectat promisiunile și angajamentele face de cetățeni, avem un prezent julien, care observăm că nu se întâmplă nimic. Sună superb! Și... Sună superb, julien. Dar în altă țară lăsăm un... și avem un viitor, un program economic ancorat la realitate, cu date concrete, cu cifre, cu exemple elocvente. Un lucru pe care vreau să vi-l spun, am spus eliminarea celor 102 taxe. Am zis, am făcut. Am zis, am făcut. Frumos. Noi povestim de aceste 102 taxe, nu valoarea lor, că impactul bugetar este undeva la 0,1%. Vorbesc de timpul alocat. Deci nu sărăcim că... Nu sărăcim. Nu periclitați bugetul, dar debirocratizăm sistemul statului. Mai ușor încurajăm și mediul antreprenorial, eliminând acele taxe la Registrul Comerțului 20. Acel timbru verde, timbru de mediu, încurajăm cumpărarea și vânzarea de autovehicule. Oricum, acel timbru verde nu era încasat de bugetul statului. Eliminarea taxa TV și radio, nu înțeleg de ce o plătim și aveam foarte multe sezizări cât eram la protecția consumatorilor. Dar știți cum e? Cum puterile s-au tot succedat? Când ești la putere, îți convine ca TVR-ul să țină partea. Și uite așa TVR-ul, bine mersi, ne face să plătim taxa. Avem nevoie de radio-televiziune, radio public, avem nevoie de televiziunea publică, putem susține, dar trebuie să existe o transparență automată. Dacă îți dau bani de la bugetul statului, mă uit foarte atent, justifică-i, de ce ai salarii așa, de ce ai salarii foarte mari, ce faci cu banii, de ce investești, în ce evenimente deci investești. Argumentele economice trebuie să existe. Dar și editoriale, economice. Pentru că întotdeauna au fost și critici editoriale. Este inadmisibil ca o televiziune publică, radioul public în care se pompează atâția bani să fie atât de jos în topul audiențelor, nu? Până la urmă. Avem nevoie de performanță, de manager performanță. De ce? Celelalte televiziuni care nu au avut nimic, au plecat de la zero, sunt mai urmărite și sunt mai stimate și respectate decât televiziunea română. Trebuie să ne punem un semn de întrebare. Aceste taxe, dar din păcate, observăm că guvernul julien se împotrivește românilor, trimite la CCR această lege și nu-și mai are aplicabilitate la 1 ianuarie 2017. Lege populistă, nu este o lege populistă. Vorbim de valoarea... Uite, campanie, oamenii ăștia... Nu. Din timpul alocat pentru a plăti aceste taxe și impozite, din tot ce plătește un cetățean român, 90% reprezintă ca și timp aceste taxe și impozite. Am mai mult timp poate să stau la muncă și să mi se plătească orele suplimentare, am mai mult timp să mi-l petrec în familie sau să mă duc să încurajez consumul, să cumpăr o haină sau un produs românesc, pentru că trebuie să încurajăm și produsele românești. Când vorbim de încurajarea consumului, să fim foarte atenți când ce spunem, pentru că încurajăm cumpărarea produselor românești. Că dacă aducem tot ce aducem din import și spunem aducem și cartofi, din import. Este o problemă pe care o dezbatem și am dezbătut-o întotdeauna. Am încredere în oamenii cu care vin în fața cetățenilor județului Brașov. Locul 2 la Senat este medicul cardiolog Florin Orțan. Peste 25.000 de operații pe inimă. Și este un nume cu sonoritate și este un exemplu că în România se poate. Un medic de o asemenea valoare a rămas în România și salvează vieți în fiecare zi, salvează 2, 3, 4 vieți. O țară din care tinerii fug, tinerii medici fug. Și vă zic, și unul din motivele pentru care tinerii au fugit într-o anumită perioadă, ajungem imediat pe locul 1 la deputați, vin cu avocatul Mihai Popa, locul 2, actualul senator merge pe locul 2 la deputați, locul 3, un tânăr de 36 de ani, Roxana Mânzat, o tânără de 36 de ani, tânăra Roxana de la IMM. IMM-uri și secretar de stat la fonduri europene pe perioada cât a fost secretar de stat la fonduri europene de la 6%. Cu frumoase realizări, Roxana Mânzat. Și un profesionist. Avem nevoie în politică de profesioniști. Avem nevoie în politică de oameni cu dragoste de țară, patrioți, oameni care sunt ai României și luptă pentru interesele acestui țară. Se pot găsi în aceeași persoană competența, valoarea, patriotismul? Da, se regăsesc în toate ceea ce promovăm noi ca Partid Social Democrat, cu siguranță se vor găsi. Avem o șansă noi, generația tânără. Ni s-a oferit o șansă prin reformarea clasei politice acum. Și m-am uitat în Parlament și la listele PNL-ului și PSD-ului. Undeva 70% oameni noi. Dar deseori oamenii noi vin cu năravuri vechi și cu rele mult mai mari decât cei și s-au dovedit. Trebuie să conștientizăm că suntem angajații cetățeanului. Nu suntem salariul primit de la bugetul statului.
Și ar trebui să fim foarte atenți la lucrul acesta. Ne-au trimis în Parlament, cred că a venit momentul să spunem dacă o directivă a Uniunii Europene, pentru că eu m-am confruntat cu această problemă, nu este ancorată la realitatea economiei românești. Nu o trecem de Parlament. Haideți să o modificăm, chiar dacă de multe ori primim corecții sau infringement, cu amenințări de infringement. Nu. Trebuie să ne luptăm pentru această țară și pentru aceste legi. Este datoria noastră și responsabilitatea noastră a politicienilor, a demnitarilor, a oamenilor care dețin funcții în acest stat. Să încurajăm mediul economic, să încurajăm clasa de mijloc, să avem grijă de pensionari, de profesori și de medici. Nu putem pe salariu minim de economie, cât a fost în 2009-2011, că v-am spus că o să vă zic unul din motive, cu 600 de lei salariu minim pe economie, să spui să atragem investitori. Păi cum? Atrag investitori cu salariul meu, cu resursa mea umană. Eu, stat, am investit în școli, în laboratoare, în sănătate, în peste tot. Investitorul străin vine că e forța de muncă ieftină. Dar mi-au plecat profesioniști. Dar nu pot să fiu sclav în țara mea pentru altcineva. Ne mândrim că lucrăm la multinaționale de renume mondial și noi suntem sclavi. Muncesc, trebuie să au mai pună și Bodnița, să nu uităm înainte, pe da, când struguri, era Imperiul Austro-Ungar, da? Să nu uităm că am văzut că cei din vest au cam sunt uitat. Sunt niște cifre cu care adversarii dumneavoastră se laudă, performanțe economice, dar iată, în România, în Brașov, ne-au firmele românești sunt în declin, multinaționale le-au pus cizma pe grumazul nostru și mulți sunt fericiți că lucrează la multinaționale. Din acest, da. Dar din acest motiv noi am propus salariul minim pe economie, am spus de la 700 de lei am ajuns la 1250 și acum ne propunem de la 1 ianuarie 2017 1400 și ajungem cu el la 1750 în 2020. Și ajungeți? Și în 2020 să ajungem la 1 milion. Emisiunea, da? Ține minte, 1 milion de angajați să aibă salariul de 1000 de euro. Avem nevoie să încurajăm clasa de mijloc. Instituțiile statului, instituțiile de control trebuie să înțeleagă, da? Trebuie să aibă o colaborare și o comunicare cu mediul de afaceri și cu cetățenii în rolul lor ca și instituții, pentru că am condus o instituție de control, le-am spus întâi prevenția înainte de a combate. Deci nu biciul, nu închisul. Nu, păi dacă închidem societățile, o să ne mai amendăm între noi după aceea. Dacă, și rămânem... Nu mai producem nimic. Nu mai producem nimic. Și din acest motiv și în programul de guvernare am găsit să luăm toate companiile de stat profitabile, să facem fondul suveran de investiții și din care, din profit, să reindustrializăm țara. Avem nevoie, decalajele sunt foarte mari între mediul urban și mediul rural. Uitați-vă numai în județul Brașov, zona Făgăraș, ce distanță mare față de municipiul Brașov. Și spunem unde ne sunt tinerii, ne-au plecat. Pentru că 60 de kilometri, dar ani lumină uneori. Ani lumină uneori. Din unele puncte de vedere. Trebuie să încurajăm industria preparatelor din carne, lapte, pentru că trebuie să încurajăm agricultura, trebuie să încurajăm fermierii. Deci nu mai aducem cartofi, nu mai aducem brânză. Ce facem? Aducem de dincolo? Exact. Omul nu-și mai schimbă o haină, nu schimbă mașina, nu schimbă casa, dar mâncarea, de mâncat, mănâncă. Ați văzut? Medicamentele, iar este o durere a mea, tot acest guvern Julien, și nu vreau să mai spun nimic. Am venit cu o măsură, cu un ordin a ministrului Bănicioiu, de la 1 iulie 2016, să reducem medicamentele cu 35%. Celor care le expiră brevetul, celor originale care le expiră brevetul, nu au pus acest ordin în aplicare. Au refuzat să-l pună, pentru că țin cu multinaționale. Cine face profit acum? Că vă uitați de multe ori, părinții noștri, bunicii, trebuie să aleagă între medicamente și alimente. De multe ori punem în această postură. Și deseori fac foamea ca să-și ia aceste medicamente, îmbogățind... Îmbogățind multinaționale, că nu vorbim de companiile românești, la fel și cu RCA-ul. Am văzut că 30% conducerea SF a vrut să ridice poliția RCA. Ce înseamnă? Automat o scumpire lanț a produsului finit, produsului pe raft. Cine are de suferit? Românul. Deci să îndrăznim să credem în România. Îi îndemnați pe toți deopotrivă. Pe cine contați? Deseori când spuneam PSD sau când se spunea PSD, ceea ce se lipea așa ca marca de scrisoare era comuniștii, bătrânii, oamenii fără carte, Moldova. Cum luptați cu aceste lucruri sau credeți că au rămas undeva în spate și că nu vor fi scoase din nou la lumină? Sau uite patrioții daci sunt de am fapt... Am criticat, am pus o etichetă pe PSD. Dar să nu uităm că de fiecare dată când a fost guvernul PSD, parcă ne-a fost, funcție, ne-a fost foarte rău. Ne-a fost foarte bine. Pe toate creșterile economice, v-aș arăta aici, am un grafic făcut. Guvernul Năstase, creștere economică. Guvernul dinainte, CDR, distrugere, totul cu minus. A venit guvernul Tăriceanu, am mers pe aceleași măsuri, după care a venit Boc, Ungureanu, cu tăieri de salarii, cu tăieri de pensii. Am venit noi 2012-2015 cu creștere economică și cu măsuri de la relaxare fiscală,
A venit Julien, nu a făcut nimic. Acești miniștri tehnocrați, cum Dumnezeu a găsit numai în România? Nu există nicăieri în lume tehnocrați, guvern de tehnocrați. Numai noi am inventat. Tehnocrați, dar mai de dreapta, da, așa, nu? Nu neapărat, nu-i acuz, dar nu-i trage nimeni la responsabilitate. Nu-i întreabă nimeni de sănătate dacă greșesc sau nu pun vreo măsură dacă în aplicare. Nu s-a nimănui. Dar noi, poporul, a cui suntem? Nu ne reprezintă nimeni pe noi? Noi, această masă, cum ne consideră ei, niște, nu știu. Deci le veți spune că nu numai îndrăznește să crezi în România, ci adă-ți aminte cum ai dus-o atunci. Dar au fost atât de îndrăznește să crezi în tine, române. Îndrăznește să crezi în profesorii tăi. Să îndrăznești să crezi în medicii din România. Un fel de deșteaptă de română? Ceva de genul. Cred că da. Cred că a venit momentul să ne deșteptăm. Cred că a venit momentul să dăm dovadă de solidaritate, de unitate și să conștientizăm încă o dată noi politicienii că suntem angajații statului. Nu ne mai perim. Și noi suntem responsabili de viitorul unor generații și viitorul acestei țări. Am sărbătorit pe 25 ziua armatei, ziua soldatului. Mi-aș dori să vină mai multă lume, ziua soldatului, ziua românului care a muncit pentru libertate, sentimentul... pentru libertate și pentru granițele acestei țări. Alții și-au sacrificat viața și familia și noi nu suntem în stare să ducem mai departe, să evoluăm. Trebuie să vină cineva întotdeauna. Uite că cel care face o școală în Anglia e mai deștept decât olimpicul meu de la Șaguna sau de la Meșote. Cel care stă în țară aici și se confruntă cu probleme, întotdeauna vine să-mi spună cineva ce e bine să fac în țara mea când eu mă confrunt cu problemele. Eu știu unde se greșește și eu pot fi schimbarea. El îmi vine pe o tablă cu o teorie, strategie și lucrurile stau. Și ne ducem, zic, hai, și luăm exemplu, da, și ne ducem și luăm exemplu China. Ce înseamnă cea mai mare creștere economică și economia mondială se raportează la ceea ce se întâmplă în China. Cuvântul de ordine este planificare. Ne-am planificat să plec de aici, să ajung aici. Planificarea pe 5, pe 10, pe 15 ani. Și știți clar unde vreți să ajungeți. Îndrăznește să crezi și în Marius Dunca. De ce să crede în Marius Dunca? Trei argumente? Pentru că vin cu realizări. Eu am fost singurul care m-a luptat cu băncile de când am fost la protecția consumatorului. Am declasificat hotelurile. Nimeni n-a făcut după 90 acest lucru. Lupta cu supermarketurile. Experiența din executiv o duc în legislativ. Pot schimba lucruri, simt lucrul acesta și vin cu o echipă de profesioniști în spate. Peste trei argumente. Să îndrăznim să credem, deci, în Marius Dunca, să îndrăznim să credem în România. Un îndemn frumos. Fie să ajungem acolo unde ne-ați spus dumneavoastră. Doamnelor, domnilor, Marius Dunca, președintele PSD Brașov, cel mai tânăr președinte PSD din România, 36 de ani bătuți pe muche, dar experiență foarte multă, cât într-o viață. Iată, spune că are păr alb, eu nu-l văd încă. Cu siguranță acești ani au lăsat urme undeva, să sperăm că vom fi beneficiarii acestor acumulări. Onelia Pescaru, sunt o seară excelentă.